Biserica sărbătorește astăzi pe Sfinții Părinți participanți la cel de-al doilea sinod ecumenic, un sinod care a întărit și consolidat victoria Ortodoxiei de la Nicea și care a condamnat la rândul său mai multe învățături eronate de credință care confruntau Sfânta Biserică. Sinodul al doilea ecumenic a avut loc în anul 381 în Constantinopol și a fost convocat de Sfântul Împărat Teodosie cel Mare. Formula de credință pe care părinții au formulat-o aici a adăugat crezului stabilit la Nicea ultima parte din ceea ce numim astăzi crezul sau simbolul credinței, pe care creștinii ortodoxi îl rostesc la fiecare sfântă liturghie. Biserica, bazându-se pe rânduielile și învățăturile care vin de la Mântuitorul, pe practica Sfinților Apostoli, așa cum reiese ele și din Scripturi și din Sfânta Tradiție vie a Bisericii, a fost dintotdeauna condusă și organizată sinodal. Acest lucru înseamnă că eparhiile sunt păstorite de episcopi, însă aceștia sunt în comuniune cu toți ceilalți episcopi, iar adunarea lor în sinoade, sub binecuvântarea și în prezența Sfântului Duh, este modul în care biserica ia decizii. Sfinții părinți de la cel de-al doilea sinod ecumenic au rezolvat câteva din problemele grave ale bisericii din vremea lor. Pe de o parte, problema ereziei ariene, care nega dumnezeirea Fiului. Deși condamnată la cel dintâi sinod, erezia nu dispăruse, ci mai ales înrăsărit era înfloritoare. Sinodul a reîntărit hotărârile primului sinod ecumenic, care, în crezul formulat atunci, spunea explicit faptul că Fiul lui Dumnezeu nu este o făptură, o creație a Tatălui, ci este Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl. Pe de altă parte, acest sinod a luat în discuție și a condamnat alte erezii care decurgeau din gândirea ariană și semi-ariană, între care aceea care nega faptul că Duhul Sfânt ar fi Dumnezeu. De aceea și grupul de eretici condamnați de sinod se numea al pneumatomahilor, adică al luptătorilor împotriva Duhului Sfânt. Părinții sinodali, tocmai prin înrăurirea Duhului Sfânt, au arătat faptul că Duhul Sfânt este împreună cinstit cu Tatăl și cu Fiul, adică este de o ființă cu primele două persoane ale treimii. Un singur Dumnezeu, o singură ființă, dar întreită în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pe credința și mărturia acestor sfinți părinți adunați în sinoade ecumenice, se întemeiază credința sfinților, a martirilor și a tuturor credincioșilor care drept mărturisesc adevărul creștin.